consecințe cu cealaltă. Da, erau iacobini. El, Grigore Preotasa, intrau între iacobini. Dar ăștia erau oameni... George Dumitrescu? N-a fost. George Dumitrescu... Uite, Iodemo Dumitrescu a fost demascat îngrozitor în perioada dura lui Răutu și de altfel îmi amintesc un episod foarte interesant, este după spre 69-70, în 71. Era al doilea sau al treilea roman al Alexandru Bivascu. Nu discutam cu valoarea estetică a romanului Bivascu. Erau... Pentru mine au, dar doar la mine iarăși intervine ce ai spus mai devreme, amintire. Deci pentru mine Ivasiuc nu pot să-l separe, a fost foarte apropiat. Da? Și a scos un roman care se numea Cunoaștere de noapte. Și romanul Cunoaștere de noapte este o scenă a excluderii unui, nu se petrecea în lumea scriitorilor, se petrecea, nu știu, într-o uzină, mă rog, se schimba cadrul și într-un institut de cercetări. Este un personaj, Dumitru G, deci foarte ușor de recunoscut, care este la un moment dat acuzat de a fi colaborat cu fasciștii în timpul celui de-al doilea război mondial. Un om iese din stață, iese din sală și vine cu documente, demonstrează. Scena este că, demonstrează că nu e adevărat. Dumitru G. era Gheorghe Dumitrescu, omul care ieșise din sală și a adus ziare demonstrând din 43-44 că nu era ce, citatele erau false, era Eugen Jebelea. Ședința era condusă de personajul care în carte apare cu numele Valeriu Trotușanu, era foarte ușor de recunoscut, este descris perfect Leonte Răutu. Și dacă lucrurile n-ar fi fost de ajuns, poate a fost un moment tensionat între Răutu și Ceaușescu în perioada aia, altfel n-ar fi apărut pe prima pagină a Scânteii un articol de Nicolae Dragoș, dintre toate persoanele, poate vede emisiunea asta și ne explică și el nouă ce s-a petrecut atunci. Te recunosc, domnule Trotușan. Și era foarte clar. Da. Poate Răutu îndrăznise la vreo ședință de executiv să spună ceva, poate votase abținerea, așa, nu știu ce s-a petrecut. Dar fapt nu se putea întâmpla ca Scânteia să ia o teză dintr-un roman sau o ipoteză sau aluzii și să devină practic linie de partid. După care s-a întrerupt toată chestiunea. Ei mai făceau ceva. Dacă cineva ar vrea să răscolească activele săptămânalul Luceafărul din perioada bună a Luceafărului, să-i spunem. Deci a fost întâi Barbu și după aia a fost Preluat. Nu mai știu cine a fost, în orice caz e perioada lui Virgil Teodorescu, deci o perioadă, nu perioada grupului Frunte Lată, Dragoș și companie. Trebuie să fi fost pe 1972-73. Deci Luceafărul era de orientare dat pe marile grupări din lumea scriitorilor, era între pro-occidentali atunci, alături de România Liberă. Și în momentul respectiv a început să produce din jur amintirile lui Titus Popovici. Lucruri foarte interesante despre anii 50. Apărea și numele unui cunoscut post-activist al UTC-ului, între timp ieșit din structuri, dar foarte influent și legat de un grup care a fost tot timpul influent, de fapt, în Partidul Comunist și fac aluzie la el, este grupul de foști activiști ai OASCR și UTC din anii 50, grup care îl include, evident, și pe Ionicus. Burtică, Iliescu, Ștefan Andrei, grup cu propriile sale probleme, pentru că îmi amintesc un interviu cu domnul Andrei, se simte clar marginalizat și nu poate înțelea de ce el fiind secretar al OASCR-ului și Iliescu fiind președinte, Iliescu a ajuns de trei ori președintele României și el a ajuns în închisoare. Și marginal și, mă rog, mai ajunge cât un show la, știu, la Adrian Păunescu, dacă mai are emisiune. Și s-a oprit atunci, deci acest grup, că era atacat unul de ai lor, care chiar nu mai avea funcții, ei aveau suficientă putere să ajungă la Ceaușescu și se opreau asemenea serial. Deci, istoria comunismului, pentru mine, se poate face instituțional, se poate face în fel și fel. Din punctul meu de vedere, istoria comunismului este istoria unei idei și a unor oameni care au îmbrățișat această idee și în numele acestei forme de inginerie socială au călcat peste orice criteriu etic pentru a o traduce în realitate. Deci, e povestea utopiei la putere. Da. Bolo, în cartea ta, Partidul Comunist Român, Partidul Muncitoresc Român, Partidul Comunist din România, în fine, numele pe care le-a avut, pare o sectă demonizată, în care lupta de putere se face prin intermediul unor intrigi nemiloase, în care se produc alianțe temporare, puternice, orientate explicit spre eliminarea cuiva, uneori fizică, după care se reregrupează inamicii de ieri, devin amicii de astăzi, dacă mai sunt în viață, și totul are un soi de dinamică care mi-a evocat situația următoare, în experimente care se fac cu șobolani, când anume apare agresivitatea la șobolani.
se introduce într-o încăpere un șobolan. Firește, nu e agresiv. Se introduc doi. Se inspectează, nu știu ce, găsesc un modus vivendi. 3, 4. De la un anumit moment, de la un anumit număr de șobolani introduși într-un spațiu limitat, se produce un război al tuturor împotriva tuturor. E ceva, impresia pe care am închis cartea după ce am terminat și am rămas visător și mi-am zis cu ce seamănă lucrul ăsta. Este o lume foarte stranie în termeni omenești vorbind. Este lumea fanaticilor, în primul rând. Și rămâne de văzut de unde se naște fanatismul. Parte din el se naște din resentiment, parte din el se naște din protest împotriva acestei lume, așa cum este organizată, nu e neapărat ca obligatoriu care sentimentul și spiritul protestatar să fie unificat sau solidar. Unul din mentorii mei care a ieșit de dict această carte a fost un profesor la Universitatea Pennsylvania, la Philadelphia. Specialist în relații internaționale, specialist pe Uniunea Sovietică în special, un om care s-a dus dintre noi acum vreo 4-5 ani și care m-a susținut foarte mult în Statele Unite. Inițial a fost foarte sceptic când a văzut curriculum vitae cu care am venit, s-a uitat la el și a spus că nu crede că am văzut un curriculum vitae mai lipsit de speranță decât ce am pus în mână. Ironia soției a făcut că acest profesor, Armin Rubinstein, s-a numit, n-a avut copii și am devenit practic un fiu al său. Și mereu una din chestiile malițioase pe care o făceam, dacă mergeam seara cu soția mea la el și ca soția lui acasă, într-un weekend, de unde stăm acum la Washington, două ore jumate până la Philadelphia, și spuneam, îți mai aduce aminte? Chiar cel mai disperat CV pe care l-am găsit în viață. Să nu ratăm digresiunea asta. Și digresiunea a fost așa, când am început să predau în 1985, la Universitatea Pennsylvania, sisteme, mai exista un curs care se chema Sisteme Politice Comuniste sau Comunismul în Teorie și Practică, mă rog, și atragea, mă rog, studenții. Primul lucru pe care mi l-a spus Rubinstein, trebuie să explici studenților că unica organizație cu care poate fi comparată organizația de tip leninist este mafia. Și dacă vor să înțeleagă ceva, să citească pe lângă cele dai ca literatură de specialitate, trebuie să citească, știu eu, Nașul lui Mario Puzo. Trebuie să citească pentru că știu că chestiunea centrală acolo este putere. Și vor face absolut tot ce pot și fără niciun fel de scrupule, fără niciun fel de reticență, fără niciun fel de considerații morale. De ce n-au considerații morale? Pentru că mă gândesc eu că Gheorghiu deci trebuie să fiu un decent muncitor electrician. În fond, intră târziu în partid, are 30 de ani, pe criteriile intrării de fără în partid. A fost o viață de fără, două fete, o soție care l-a și părăsit după arestare, care explică multe din psihologia lui plină de ură. Faptul că el n-a fost pe lista celor... N-a fost pe lista evadaților, a fost 11 ani, să ieși după 11 ani. A fost totuși în închisoare din 33, când avea 32 de ani, a fost născut în 901, până 44. Deci a intrat un bărbat tânăr și a ieșit în el mezzo del cammino, adică mergea de acum, și a și murit pe 20 de ani. Relativ tânăr acum, cu cât înainte mă vârstă, spunem tânăr și la 70 de ani, am ajuns să spun tânăr. E vreo suspiciune în privința cancerului lui pulmonar? Din punctul meu de vedere, nu. A fost un cancer galopant, a fost, cred, un... Era fumător? Nu după știința. Nu, și în orice caz nu intens, nu era din fumătorii pasionați. Pur și simplu, ghinionul unui cancer... Sunt niște informații, adică ce știu, eu vreau să ai văzut în carte, eu spun că l-am cunoscut pe doctorul personal și menționez faptul că la ordinul lui Maurer și Ceaușescu, doctorul Bercu, unul dintre cei mai respectați interniști ai Bucureștiului, era și conferențiar la Facultatea de Medicină, Leon Bercu, un tip absolut formidabil, până a murit, mi-a lăsat ediția completă a operei lui Rilke în germană, și doctorul lui personal i s-a interzis să-i comunice Liga Gheorghiu, fica dictatorului, să-i comunice diagnostic. Deci Gheorghiu, deci da, de aici am probleme cu ce spune Gheorghe Apostol, că Gheorghiu deștiind că moare, l-a lăsat pe el succesor. Eu nu cred că Gheorghiu deci nu a fost conștient de iminența sfârșitului. Și dacă are un cancer? Cred că până la urmă i-au spus, dar foarte, foarte târziu. De ce se temeau foarte tare? Unul că putea să schimbe niște jocuri, doi, promovarea, nimeni nu s-a gândit că l-a trimit pe apostol. Era ideea să nu-l promoveze foarte rapid pe ginerele său, Gheorghe Rădoi, soțul Licăi, care oricum, la ultim, deci Gheorghiu moare în martie 65, au loc alegeri la începutul lui martie 65, se face nou guvern, tot cu Maurer, prim-ministru, evident, și Rădoi, ginerul Gheorghiu, deja al doilea soț al Licăi Gheorghiu, care era ministru industriei metalurgice, sau industriei grele sau ceva de genul ăsta, el devine vicepreședinte Consiliului de Miniștri. Este clar o urcare care poate fi un... se putea grăbi ceva, alea de pe care ce cerul, nu știu, care erau jocurile în orice, n-au vrut calita să știi. De ce știu de la regretatul meu, fost coleg de clasă, și avem acum 35 de ani de aniversare,